Bine v-am găsit la podcastul Litera Romania. Sunt Adina Dinițoiu. Sunt Raul Popescu, editor coordonator Litera Romania. Și am dorit să vă vorbim puțin despre revista noastră online pe care o coordonăm împreună. Iată, este primul nostru podcast și avem emoții, nu știu cum vom continua, nu știu exact în ce ritm, dar ne-am gândit că ar fi binevenit și un podcast în care să vorbim despre literatură și să vorbim despre Litera Romania, revista noastră în care scriem despre literatură. E o discuție spontană, n-aș zice că e chiar primul podcast, mai avem un podcast, dar acela a fost de fapt montat dintr-o înregistrare de la lansarea antologiei noastre, nume de cod Flash Fiction, antologie Litera Romania de proză scurtă din 2019, apărută la Paralea 45. Astăzi am vrea să facem o scurtă discuție, cum ziceam, improvizată, spontană, despre proiectul nostru online. Iată că am ajuns la numărul 216. Este al patrulea an. Noi am început în ianuarie 2017. Atunci am dat drumul online primului număr Litera Romania. Da, am amintit așa de neuitat că erau vineri dimineață și era în ianuarie, la începutul ianuarie, după sărbători, și ningea teribil de frumos, era prima zi de ninsoare. Noi pregătisem numărul din decembrie, da, încă. Da, dar l-am postat și am dat drumul în ianuarie. Așa este. Extraordinar. Așa este și iată că am ajuns la numărul 216, păstrând în principiu păstrând aceleași rubrici cu care am început, da, și îmbogățindu-le, da. Da, avem colaboratorii au devenit din ce în ce mai numeroși, dar sunt și oameni cu care am început și care continuă, da, să, da, aibă sunt rubrici, oameni, semnături la noi. Sunt colaboratori cu care am început și am continuat timp de 4 ani de zile. Radu Țuculescu, Marianila, Dumitrița Stoica. Așa este. Rodica, Dorica Boltașu, pe cine mai avem noi de la început? Și noi doi. Noi doi. Să nu ne uităm. A fost pentru o scurtă perioadă de timp, din păcate. Și Radu Niciporuc. Radu Niciporuc, care a plecat, da, dintre noi prea devreme. Dar, da, a avut o rubrică de la început și cred că un an de zile. A ținut an de zile și ne-a trimis texte până în ultimele lui zile de viață. Rubrica lui, dacă nu mă înșel, se numea Jurnala Babord, iată, exact, aici. El a scris până în numărul 27, aproape număr de număr. Sunt texte literare, scrise, da, scrise special pentru Litera Romania. Și inedite, practic. Inedite, da. Nu a mai apărut în altă parte. Dacă nu ați aflat despre Radu Niciporuc, vă putem spune că a avut o editură, Fabulator, înființată cu prozatorul Alexandru, împreună Vlad, cu Alexandru Crujan, Vlad. Care și el, din exact, păcate, a plecat prea devreme între noi în 2015. În 2015, da, da, și care este totuși prezent și el în Litera Romania. În Litera Romania i-am făcut o rubrică de recuperare în care publicăm texte apărute în diverse publicații în de-a lungul timpului. Și înainte și după 90, dar strânse într-un volum. Exact. Sticla de lampă. Sticla de lampă. Numele rubricii după, da, titlul acestui. El a apărut la Grinta, acest volum. Este greu de găsit. Nu cred că îl mai găsiți nici pe anticariatele online. Nu cred că îl mai găsiți mai pe nicăieri. Un mare prozator. Da. Da, așa este. Și cumva alături. Eu l-am cunoscut și personal. Ai fost și la lansare, ai lansat împreună lui, cu el, da, aproape gratis, de proză, exact, foarte scurtă, cumva proză scurtă și la, da, el. Poate recuperăm și de acolo ceva. Poate că da.
Mi-e foarte apropiat și acum, așa cum și Radu Niciporuc, a rămas cumva pe platforma și în amintirea noastră și așa este, iată care cum am început să dăm drumul acestui site de literatură, exact. Că tot vorbeam de Radu Niciporuc, iată cum se apropie de noi, scriitori. Un discipol al lui Alexandru Vlad. Da, și prin el Alexandru Vlad, amândoi acum, din păcate, dispăruți, dar care... au lăsat niște urme importante, exact, și care sunt prezenți, exact, la noi pe Literomania în continuare. Da. Alexandru Vlad, eu l-am cunoscut pe Radu Niciporuc, am avut ocazia să vorbesc cu el despre editura Fabulator, cum a luat ființă, ce au publicat acolo, să discut despre romanul polițist, romanul noir, din care a tradus și Alexandru Vlad, de Chandler. De spaniolă, Emmet. Nu traducea Radu Niciporuc, iar Alexandru Vlad traducea din engleză. Exact. Avem de la Alexandru Vlad și o traducere din Chandler, de la Niciporuc am și scris în Literomania. Niciporuc a tradus Cortázar, printre alții, Fascinația cuvintelor, o carte superbă de convorbiri, Omar Prego Gadea cu Julio Cortázar, și ne-am bucurat să-l avem pe Radu Niciporuc și vă invităm să redescoperiți rubrica Jurnal la Babord, care din păcate s-a oprit în 2017, vara, era, cred că ultimul text e trimis în luna iulie, înainte să moară Radu Niciporuc. Chiar vă invităm să descoperiți... Boală subită și da, care l-a luat, da, pe noi, da, înașteptate. Și nu sunt singuri autori cu care ne-am putea lăuda. Da, înainte de asta aș vrea să spun că noi prin acest proiect literar am vrut cumva să adaptăm mediului online un format de revistă literară tradițională, dar care să corespundă noilor medii, noului tip de lectură, noilor interese ale tinerilor și mai puțin tinerilor de astăzi, pentru că practic am trecut la online cu arme și bagaje, presa se citește online, cărțile se citesc electronic sau se pot downloada de pe internet, așadar este o revistă literară care combină formatul tradițional cu un format online, care e încărcată de noi o dată pe săptămână, sâmbătă dimineața, câteodată la început am încărcat-o vinerea dimineața, dar acum am trecut la formatul de sâmbătă dimineața, la început de weekend. Da, am mutat cu o zi. Am mutat cu o zi, da. Și care funcționează în același timp ca o platformă online și ca o revistă literară. Încărcăm o dată pe săptămână un sumar ca de revistă. Și rubricile, așa, în ordinea obișnuită a plasărilor în revistă, ar fi Cartea Săptămânii, rubrica cu care debutăm sumarul, după clasică, care clasică, da, pe care o propunem eu sau tu, semnăm, da, da, o săptămână unul ăsta în celălalt de regulă, și în acest un text, o cronică. Să spunem că în acest număr am scris despre volumul de poezie al lui Cătălin Pavel, Carnetul Viar. De obicei recenzăm apariții noi, dar nu este o regulă strictă, pentru că noi încercăm să funcționăm după regula online-ului, care nu mai este de strictă pură actualitate, ci care poate readuce în atenție cărți mai vechi, teme internaționale, și atunci jonglăm, dar îmbinăm actualitatea cu o abordare culturală mai generală a
literaturii române, dar și străine. Avem avanpremieră. Avanpremieră, de obicei este propusă de editurile românești. Primim diverse propuneri de la multe edituri. Am avut și o colaborare foarte bună cu Humanitas Fiction. Literomania s-a aflat pe semnele de carte de la Humanitas Fiction. Da, în calitate de site care recomandă anumite titluri. Exact. Publicate de așa că îi mulțumim doamnei Denisa Comănescu foarte mult pentru această colaborare de lungă durată deja, că are câțiva de 4 ani. De 4 ani chiar. De 4 ani, și să spunem că uite, la Humanitas Fiction între timp au apărut și niște traduceri semnate de tine și recomandate de Literomania. Da. Acum mă bucur foarte proaspăt de o traducere din Romangari, Marele Vestiar, care stă să apară la editură, un roman tradus de mine anul acesta și care va fi și o recomandare Literomania pe semnul de carte. Sunt foarte bucuroasă și sedusă de coperta cărții pe care am văzut-o chiar astăzi pe site. Este foarte noir, și mi-a plăcut. Foarte noir și foarte chic. Și foarte chic. Pentru că acest roman cochetează cumva prin personajele lui, care sunt niște adolescenți îndrăgostiți de filmul american, de Hollywoodul vechi, cochetează cu romanul noir puțin, cu gangsterii, cu... Sunt niște, și niște tineri pasionați de cinemaul noir. Se duceau, pentru că în Franța, după război, era o pasiune a cinematografului, vânzătorul de iluzii dintotdeauna, mai ales după război. Erau cinematografe de cartier și tinerii se duceau și zilnic și săptămânal la cinema și se lăsau îmbătați de visul american. Ei, iată că în Italia dura mai mult această iluzie, dovadă că acolo a apărut și Western Spaghetti. Oamenii acolo mai mergeau încă la cinematograf și în anii 50-60, când în America și în Europa, nu știu sigur, încă se făcea loc televizorul prin casele oamenilor, dar în Italia încă mersul la cinema era o chestie foarte obișnuită. Ei nu se lăsaseră acest sport. Probabil nici televiziunea nu a avut atât de mult, n-a prins atât de repede în Italia. De s-a mutat filmul western din America în cinematografele italiene. Asta a fost, dar să nu uităm că și în Franța Gary a fost fascinat de acest mediu. De film, și a de fost acest mediu. Scenarist. Scenarist și după aceea căsătorit cu Jean Seberg, cum spun francezii. Așa e. O actriță americană. Destul de controversată, a apărut și un film. Am văzut într-adevăr împreună un film recent, 2019. Cred că 2019, dar despre viața ei, în care apare așa... Apare Romain Gary... episodic, exact. Foarte puțin subliniat, însă e interesant că e soțul lui Charlotte Gainsbourg, cel care îl joacă, Ian Natal, parcă îl cheamă, soțul lui Charlotte Gainsbourg, îl joacă pe Romain Gary. Da, da, care este ceva mai liniștit în acest film. Decât cred că era personajul Romain Gary. Da. Mai ales că legătura dintre ei se cam rupsese. Aveau împreună un copil împreună, da. Da. Și ai mai avut și alte traduceri la Humanitas Fiction, da, tot pe zona de franceză. Tot pe zona de franceză și tot cu având legătură cu Gary, pentru că e vorba de... Dezerable. Henri-François Dezerable, un tânăr scriitor francez care a scris un roman despre Romain Gary. Da. Și un anume Dom Piechilny se numește, cred că în 2019 a apărut, dacă nu mă înșel. 2018. El a venit la București, scriitorul, am făcut și un interviu atunci, am fost și la lansare împreună. Deci tot cu Romain Gary și după aceea am ajuns să traduc pe însuși Romain Gary, care recunosc că e mult mai dificil de tradus. Mai ales cărțile lui de început. Dar și mult mai tulburător. Da, dar și mult mai tulburător. Cred că a fost în 2018, văd pe Literomania. Da, avem fotografiile la galeria foto de pe Literomania Video. Și video.
videoclipul lansării, îl puteți găsi tot pe Lita Romania și câteva fotografii cu autorul, cu participanții la lansare. Deci, revenind de la avantpremiere și colaborarea cu editurile, printre care, în mod special, cu Humanitas Fiction și cu aceste recomandări pe semnele de carte de la cărțile publicate de Humanitas Fiction, avem avantpremiere și de la alte edituri care ne trimit Litera, Nemira, Tracus Arte, Corint. Da, sunt edituri foarte bune care s-au străduit să supraviețuiască și în această exact perioadă pe care de pandemie. Nu l-am depășit, perioada pe care n-am depășit-o deja, vorbindu-se de al doilea an de pandemie, deci așa putem spune că e acum 2021, e al doilea an de pandemie. Așadar, să ne pregătim să stăm din nou în casă, să citim. Să citim Literomania. Literomania, da. Și după avantpremiere publicăm proză, poezie, traduceri. Avem traduceri, într-adevăr. Rubrica de Flash Fiction, care ne mândrim foarte mult și care înseamnă o rubrică inițiată de noi tot de aproape 4 ani, de proză foarte scurtă pe model anglosaxon, că se numește Flash Fiction. Da, termenul așa anglosaxon. Francezii au și ei o denumire microfiction, adică microficțiune, și noi am pus condiția de 1000 de cuvinte maxim, cu texte, această rubrică este cu texte primite de la cei care ne trimit, care scriu, care ne citesc, da, scriitori, care ne citesc, unii exact, care au deja cărți publicate, alții care sunt la început de drum. Noi facem o selecție, trebuie să recunoaștem, nu publicăm tot ce primim, selectăm ce ni se pare valoros, eu aș zice de la mediu spre bun și foarte bun. Deși încercăm să încurajăm pe toți cei care ne trimit. De asta spun că de la mediu până la foarte bun. Da. Am publicat din când în când și texte semnate de autori foarte tineri, de pildă este o liceană, o fată foarte tânără, până în 18 ani, cred, care ne-a trimis de mai multe ori și pe care am publicat-o pentru a o încuraja, fiind la început de drum. De fapt, sunt prozatori de toate vârstele, trebuie să recunoaștem. Da, de la pentru că de ceilalți nici măcar nu știm mare lucru, despre ceilalți exact, nu știm mare nu, după am aflat, după mai ales cu am ocazia... Am aflat când am primit antologia. Exact, cu ocazia redactării antologiei de proză scurtă Lita Romania, am aflat mai multe despre pentru fiecare dintre pentru că le-am scris și le-am cerut câte un scurt CV necesar pentru carte. Dar trebuie să le mai punem CV-urile la rubrică. Până acum nu am făcut-o, într-adevăr, dar... Este o muncă în plus, suntem noi doi, suntem doar noi doi deocamdată care ne ocupăm... Da, asta înseamnă echipa Lita Romania, da. Adina și Raul, care redactează, dar nu, echipa, postează... Echipa Lita Romania este mult mai mare, sunt și autorii care ne publică număr de număr. Da, în acest sens. Exact, sunt și cititorii noștri, dar noi ne ocupăm și de postare, și de redactare, și de selecție, și de scris texte, exact. Și de promovare, și de promovare cât putem și sper să reușim să ajungem la cât mai mulți. Ei, o altă rubrică pe care am început-o prin 2019 a fost o rubrică de presă internațională, de presă culturală, da, internațională. Da, revista presei internaționale. Exact. Unde am prezentat de regulă reviste străine de top, printre ele magazin, Le Magazin Littéraire, care s-a transformat a fost cumpărat de Lire, exact. Și acum avem Lire Magazin Littéraire, din păcate pentru mine, fiindcă mi se părea că au identități foarte distincte, dar pandemia a adus foarte multe de ce? Schimbări. Cum ți se părea Lir? Spre deosebire de la Magazin Littéraire. O revistă mult mai de mare public, care simplifica mai mult, făcea prezentări mai scurte, nu avea dosare în detaliu cum făcea Magazin Littéraire, avea texte mult mai scurte și accesibile unui public larg. Magazin Littéraire era ceva mai sofisticat, trata temele mai în profunzime și cred că avea și mai contribuții
mai des specialitate cu autori sau autori de cărți sau jurnaliști care erau mai specializați decât cei de la RIR. Asta da, este mi-am impresia mea. Și eu că aveau niște dosare foarte, foarte interesante cei de la Le Magazin Literar, în orice caz până nu și-au schimbat identitatea în Nouveau Magazin Literar. Da, au fost două schimbări, Nouveau Magazin Literar, iar acum Contopira cu Lir. Lir, exact. Pandemia produce foarte multe schimbări, a fost, cred, o problemă economică la mijloc. Lir, cred că vinde în continuare foarte bine. Da, vinde și Nouveau Magazin Literar schimbase cumva profilul și a pierdut din cititori, n-a reușit să prindă pe piață și cred că au fost cumpărat la limită. Absorbiți. Dar trebuie să recunoaștem că au păstrat denumirea și au păstrat ceva și din identitatea. Eu preferam vechiul Magazin Literar cu vechile dosare clasice, era scrise de specialiști. Era extraordinar, dar nu putea să schimbase vremurile și nu mai putea prinde și vinde în momentul ăsta. Da, e o problemă. Sunt foarte greu acum de vândut și de citit, am impresia. Online-ul a adus niște restricții, niște condiții noi. Păi ne gândim și la noi, la Literomania. Da, și noi am redus textele foarte mult. Urmă, noi suntem o platformă independentă, dar este foarte greu pentru că ne gândim că toate textele pe care le propunem mai lungi, mai sofisticate, ne gândim cât de mult prind, dacă ne ridică prestigiul și în schimb ne reduc din cititori. Noi am încercat să combinăm, să avem toate tipurile de dimensiuni, de la texte scurte și foarte scurte până la eseuri ample. Pentru că online-ul îți permite acest lucru, e foarte flexibil și atunci oferi de toate tipurile și fiecare alege cumva. În fond, noi nu depindem financiar de nimeni, așa că nimeni nu ne impune nici lungimea textelor, nici temele pe care le abordăm. Foarte plăcută din acest punct de vedere. Și mai avem recenzii și la The New Yorker. Da, aici, uite, texte foarte lungi și rezistă The New Yorker, ne-am mirat, dar The New Yorker are și un site online foarte puternic, merg pe ambele, hârtia cu texte lungi, sofisticate, puțin diferite de online. Și alte titluri, textele din revista tipărită în online beneficiază de alte titluri, sunt schimbate. Poate și reduse, n-am fost foarte... Nu, din ce am observat eu, nu. Sunt la fel de lungi, nu cred că taie din ele, n-am observat. Însă eu cred că au o foarte bună susținere financiară, după de reclame foarte... Este și o revistă... Grupuri foarte mari și se descurcă. Da, se descurcă. Adevărul este că The New Yorker este și... Prestigioasă, este o revistă veche de la începutul secolului 20, deja are o tradiție, nu-și mai permite nimeni să se atingă de ea la modul ăsta sever de impune restricții de orice fel. Ea este și implicată politic, social, este o revistă solidă. Este o revistă foarte împărțită între cultură și social și politic. Ea a contribuit foarte mult la căderea regimului Trump prin toate portretele pe care le-a publicat ale politicienilor din preajma lui Trump. Niște portrete destul de acide, destul de serioase și problematice, care nu te puteau lăsa rece și mi-au lăsat rece nici pe americani. Acum The New Yorker clar este și o revistă de prestigiu pentru scriitori. Ea apare și poezie. Dar dacă vezi colaboratorii lor, sunt mari, importante, cu premii importante, foarte mulți, liste întregi de colaboratori. Ce vreau să zic este că nu știu în România cine și-ar permite să-și asume o astfel de identitate politică, socială, atât de bine conturată. E o revistă veche și în America e
foarte veche, cum ai spus. Da, și jurnaliștii sunt profesioniști. Asta e foarte important. Sunt capabili să scrie niște articole foarte lungi, foarte documentate. Da. Cum rare ori mi-a fost dat să citesc. Dar îți dai seama că ea e săptămânală? Săptămânală este, nu? Da. Dacă nu mă înșel pe hârtie. Da, da. Cu îți dai seama cât colaborator, pentru că acele eseuri lungi nu sunt scrise, cred, de pe săptămână pe alta. Nu. Sunt liste lungi de colaboratori și texte care Dar ca să ajungi acolo trebuie să fii foarte bun. Asta e. Da. Da, noi am încercat în Literomania să recenzăm câteva numere cât am putut, pentru că e foarte mult de citit și e foarte greu să prinzi ceea ce ți oferă The New Yorker. Printre altele, acum în ultimele numere am scris despre Graham Greene, pentru că The New Yorker are o preferință pentru biografii. Sunt recenzate foarte multe biografii. Eu le prind în genere, da, la piața, da. Și în piața, piața de carte americană, da, am văzut, da, că sunt foarte, foarte doritoare de biografii. Foarte interesant a fost cea despre Graham Greene, adică articolul, că nu am citit biografia dedicată lui Graham Greene, cea despre Philip Roth, care a și fost controversată din cauza autorului acuzat de hărțuire sexuală și de nu mai știu ce, și cartea a fost retrasă de pe piață, apoi repusă pe piață. A fost un întrescandal cu biografia lui Philip Roth. Și cred că a fost un întreg război acolo la Philip Roth pentru moștenirea lăsată de el și pentru scrierea unei biografii autorizate. Da, cred. Mai avem printre alte rubrici, ca să continuăm, da. Mai avem rubrica de poezie, unde am publicat poezii NAVA în premieră din volumele care au apărut pe piața românească de carte la un moment dat. Am publicat rubrica de poezie combinată cu cea de traduceri, pentru că avem de ceva timp publicăm traduceri făcute de Radu Țculescu din poezie elvețiană de limbă germană, foarte, foarte interesantă. Ocazia în care am descoperit amândoi niște poeți extraordinari și prozatori. Și prozatori, mai spun, pentru foarte că Radu bun. Țculescu are două antologii, da, din literatura elvețiană de limbă germană și de poezie și America de proză. America nu există, este antologia de proză și De-a lungul străzii Fluieră o Mierlă este poezia elvețiană. Antologia de poezie. Da. Și Radu Țuculescu a adus niște nume foarte interesante din zona elvețiană, și de poezie și de proză. Uh-huh. Spuneam acum în ultimele două numere, în cele mai noi numere, am revenit la proză cu, da, numerele curente după vacanța din august. Noi am publicat poezia lui poezie din antologia lui Radu Țucurescu, De-a lungul străzii Fluieră o Mierlă, și am revenit acum la proză cu Werner Lutz, un prozator elvețian extraordinar, pe care îl vom publica în serial cu Vârstele Muntelui, o proză mai amplă. Foarte, foarte, foarte bun textul lui Werner Lutz și, într-adevăr, și Radu Țuculescu ne-a spus că vedeți că e o proză foarte bună, puțin atipică, și ne bucurăm să o avem aici în Literomania. Și apropo de traduceri, și Dominic Ila, exact, ne-a propus de câțiva ani încoace traduceri de poezie, dar și de proză, din limba franceză, dar și din limba spaniolă. Și italiană. Și italiană, ea locuiește din 90 și ceva în Franța. Așa este. O foarte bună traducătoare, deci am publicat-o foarte des la rubrica de traduceri cu texte literare, poezie, proză. Aș avut niște texte foarte interesante. Poeți mari. Prozatori, foarte buni.
printre care și Cortázar, că tot am pomenit de el mai devreme. A avut, am publicat tot așa în serial o proză, o traducere a lui, unei proze, Moarte în mijlocul pădurii, a lui Sherwood Anderson, care este extraordinară și o recomand din toată inima. O prosă în traducerea lui Dominic Ilea, pe care nu știu în ce volum o puteți găsi, dacă a fost tradusă în română, chiar nu știu. De asemenea, o rubrică foarte importantă pe lângă Cartea Săptămânii este rubrica de cronică literară. Da. Unde la fel număr de număr, aproape număr avem de număr, și cronică de carte, exact. Și Cartea Săptămânii e cronică de carte, dar o punem separat pentru că e propunerea, să zicem, de prin plan, anum sumarului săptămânal. Și la cronica de carte avem diverse volume din diverse perioade, autor român, autor străin. Dar nu ținem strict de actualitate, Doar că ținem să fie cărți de calitate. De exemplu, acum în cel mai nou număr, în 216, avem o cronică la romanul lui Yukio Mishima, Sete de iubire, cronică semnată de Rodica Grigore. Avem două rubrici, la asemenea foarte vechi, Maria Nila și Peter Demenis sunt semnatarii lor, Maria Nila Mittelstadt cu texte literare din zona de Baștină, unde locuiește, în nordul țării, în Mittelstadtul, în Mediomonte, sau în Baia Sprie. E același loc. Multicultural, extraordinar și puțin fantastic dacă ne luăm după prozele lui Maria Nila. Iar Peter Demeni, rubrica lui se numește Plicul lui Pașadia și constă într-o pastilă săptămânală, un text scurt, foarte liber ca tematică sau ca stare, pentru că el ne trimite de fiecare dată o notiță, o notație sau o notiță despre o carte, despre un serial, despre ce s-a mai întâmplat între timp în lume, în România, actualitate sau idee sau obsesie personală și așa mai departe. Chiar este unul dintre cei mai vechi colaboratori ai noștri, alături de Maria Nila, și ne bucurăm că-i avem. Amândoi au publicat între timp, de când scriu la Litera Romania, volume de proză. Maria Nila a publicat De pe Litera Romania, sunt texte apărute pentru prima dată în Litera Romania, apoi reluate de Maria Nila în volumele sale de proză, ceea ce este un sentiment, plăcut să găzduiești, o proză pentru prima dată, o proză care va fi publicată apoi și pe hârtie. Am avut chiar și texte de copertă pentru volumele lui Maria Nila. Așa este. În calitate de critic și de coordonator ai site-ului Litera Romania. Da, așa este. Mă bucurat foarte mult să-l... Să-l nășim, deși nu avea nevoie. Maria Nila este un prozator foarte, deja foarte cunoscut. Eu l-admiram foarte mult pentru Desiștea. La un moment dat n-am mai știut nimic despre el, chiar nu am mai știut nimic despre el, până când a apărut cu un volum prin, nici nu mai știu, la 45 era... prin 2016, cu Grăsane făcând baie cu ușile larg deschise, era un volum de povestiri și m-am mirat să-l văd, zic, mă, dar unde a stat atâta timp? În Baia Sprie, unde să stă? Și acum stă în Baia Sprie, dar internetul este foarte mare și foarte vast. Și mă bucur că l-am reîntâlnit, chiar mă bucur foarte tare că l-am reîntâlnit aici, așa cum mă bucur foarte mult că l-avem și pe Peter Demeni, care a publicat între timp și un scurt roman foarte interesant, scris din perspectiva unei femei, un roman istoric, apărut la Curtea Veche. Chiar mai mult poetic și fantasmatic, da. Foarte bun și pe care vi-l... Splendidul Mistreț. Splendidul Mistreț. E în traducere, da. El a scris în maghiară, este tradus în limba. Pe care vi-l recomandăm cu toată căldura, așa cum vă recomandăm și volumele de proză ale lui Maria Nila, pe care, iată, l-am publicat și în numărul
116. Da, și vă mai recomandăm niște volume ale unor colaboratoare foarte dragi ale noastre, Dumitrița Stoica și Ohara Donovețchi. Care și ele au publicat între timp. Care au publicat între timp volume de proză. Da, așa este. Da. Pe Dumitrița Stoica cred că o avem tot de la început. Cred că da, cam de la început cam avem. De la început, ea ne-a trimis proză pentru Flash Fiction. Pentru Flash Fiction, dar și pentru rubrica de atelier, cum o numim noi. Proză de obicei inedită, încă n-a apărut în volum. Și ea ne-a mai trimis și foarte multe eseuri. Are și o rubrică personală, Cărțile mele, cu texte eseistice. Eseuri pe teme literare, pe teme de literatură din canonul școlar, în urma experienței sale de profesor, de liceu. Da. Foarte multe eseuri foarte bune și proză. Da? Și Ohara Donovețchi ne-a trimis proză. Da, Flash fiction mai puțin, dar proză mai amplă. Unele intrau și la Flash Fiction și am și publicat-o la Flash Fiction și amândouă au publicat volume de proză din 2017 până în prezent, de când colaborează cu noi. Amândouă au cât un volum de proză, cel puțin. Dumitrița Stoica are un roman. Ea a debutat de altfel la Humanitas. La Humanitas, da. Da. Ea a debutat la Humanitas cu un roman și iată că a revenit la Cartea Românească. Așa, tot cu un roman, deși spune că nu-i place să scrie proză lungă, de lungă întindere. Roman, da? Da. La Marginea Lumii se numește, este un roman autobiografic. A apărut la Cartea Românească. Chiar mă uitam acum, în 2018 a apărut. Da, deci noi am început în 2017 și era deja alături. Alături de noi, da. Da. La fel și Ohara Donovețchi. Și Dorica Băltașu, care ne-a trimis din când în când proză. Da. Și probabil mai des cronică literară. Da, Dorica Băltașu. Nu? Da, și ea, dar proză că... și cronică literară. S-ar putea să avem surpriza să publice și și ea proză. Păi, la un moment dat. Un număr de texte, cel puțin la noi pe Literomania, publicate. Da, are și cred că înspre acolo se îndreaptă și Dorica Băltașu, înspre proză. Spre literatură, exact. Și voiam să spun că și la Ohara Donovețchi recomandăm Casting pentru ursitoare, o carte apărută la editura 3. Cred că asta este la Polirom, cealaltă... Este la Polirom, așa 3. Este. Așa este. Asta este la Casting pentru istorie, este la Polirom. Puzzle cu pețitoare este la 3. Editura 3, așa este. Și trebuie să pomenim cartea foarte recent apărută. E o carte de limbă, limba română. Vorbe la purtători în ismene pe călători. Corint 2021. Foarte șugubeț. Șugubeț și puțin intrigant, aș zice. O carte despre cum vorbim, despre ce expresii vorbim. Expresii literare, idiomatice, exact, locuțiuni, proverbe. Vrei să afli sensul unui proverb, unei zicale, te duci la cartea Ohara Donovețchi. Expresii, și vezi de acolo, carte unde e. Carte foarte colorată, lingvistic, exact. Și plină de farmec. Este o carte nouă apărută chiar acum în 2021, exact, la Corin. Editura Corin și sperăm să aflăm mai multe despre această carte de la autoare. Da. Așa, și ce mai putea bârfi Adina, uite, despre Literomania. S-a îmbogățit de-a lungul timpului cu tot felul de rubrici. Campania noastră. Campania noastră, exact. Poate ar trebui să încheiem această primă discuție cu această campanie. Citește cu voce tare. Da. La care ținem, am inițiat-o când...
anul trecut. Aniversare de... Anul trecut de la numărul 200. Numărul exact. 200. La numărul 200 am inițiat această campanie Citește cu voce tare, în care i-am rugat pe toți cei care ne citesc și inclusiv pe colaboratori să ne trimită câte o înregistrare video, cu video, filmare video, exact, în cu care citind 3 minute, am 3 zis, minute dintr-o carte, fie a preferată sau nu. Da, ne-am zis preferată. Ne-am zis că da. E. Pentru a promova lectura în România. Pentru a încerca să stimulăm cumva gustul pentru citit. Cititul e fain, e cool. Și e bine să o faci și cu voce tare, numai să citești. Te bucură. Ideea este că dacă tu citești cu voce tare, te poate auzi și altcineva și poate deveni curios. Ia și curios. Exact. E curios. Sau poate citește pe aia pe care a păsut-o la tine. Exact, exact. Și acum, mai departe. Depinde și de talentul fiecăruia la citit. Eu unul nu știu dacă am acest talent, dar am încercat și o să citesc. Ce vreau să spun este că... Dar noi am inițiat-o citind noi. Exact, exact. Noi am citit prima dată, ceea ce este foarte bine. Și am avut destule clipuri primite, feedback. Da. Ne-am bucurat chiar și de la copii. A fost cuceritor să văd un băiețel și o fetiță cum citau cu mare vai, drag am avut, câte o carte pentru copii. Exact, au fost... cei mai drăguți cititori ai noștri, n-aveai cum să nu... Te bucuri așa, te bucuri, să exact. Mai că-ți vine să și citești cartea cu lupul cel mare și lupul cel mic. Lupul cel mic a fost extraordinar. S-a oprit undeva unde mi-a strânit curiozitatea și să văd exact. Ce se întâmplă cu lupul cel mare, care l-a zărit în depărtare pe cel mic și se temea că e la fel de mare ca el. Da, perspectiva înșală. Iată că, uite, printre colaboratoarele noastre, să nu uităm să o menționăm și pe Anca Goja. Da, Anca Goja la rubrica de proză la ne-a trimis foarte multe texte și la rubrica de flash fiction. Și ea autoare de volume de proză scurtă. Da, consacrată cumva. Consacrată. Eu, pentru mine, Anca Goja este consacrată. Da. Deși a trecut, din câte știu, și prin atelierele lui Florinearu de scriere creatoare și așa, dar ea a publicat de ceva timp niște cărți de proză foarte bune. Deja știe meserie. Da, nici nu mă îndoiesc și o recomandăm cu toată căldura. Și revenind la rubrica Citește cu voce tare, ne-am bucurat campania. Și rubrica, pe Elita România este chiar o rubrică și videoclipurile le puteți viziona pe pagina noastră de YouTube. Chiar și pe în site le-ai integrat. Da, și în site. Și vrem să reluăm, de fapt, această campanie, probabil în octombrie. Dar să nu uitați de YouTube, pentru că vrem să avem, să vă avem alături de noi acolo, așa că nu uitați să dați un click și să ne urmăreți pe YouTube, pe canalul de YouTube. Da, și mai trebuie să mai menționăm de colaboratori foarte prețioși, să știi, pe Marco Grosse și pe Galia Popova. Așa e, așa e. Nu mai știu dacă de la început am pornit la drum cu ei, nici nu mai știu, dar mi se par vechi, ba, de vreo 3 ani tot sunt. Că am început chiar din 2017, Marco Grosse a fost cel care ne-a trimis, a îndrăznit să ne trimită niște poeme în engleză. Ne-am cunoscut pe internet, ca omul astăzi. Și am comunicat pe Facebook și în engleză, pentru că el este italo-german și stă în Germania și scrie în germană, dar scrie și în italiană, dar pentru noi scrie și în engleză. Așa și este. Ne-a trimis poeme în engleză scrise special pentru Literomania, ilustrate de soția lui, artist plastic, o pictoriță extraordinară, Galia Popova. Așa de este origine rusă. Și puteți găsi ilustrațiile ei și cu un scurt bio tot pe Literomania, pe site-ul nostru. Da, ea are și site personal. Trimitem de altfel și la site-ul are, ei. Dar trebuie spus că ea a făcut toate aceste desene
toate special aceste picturi. Special pentru textele lui Marco, exact, care sunt pentru speciale Literomania. Pentru Literomania. Exact. Da. Și ne-am bucurat. Este cumva în exclusivitate o colaborare. Da. În exclusivitate pentru Literomania. Cu un poet foarte bun și foarte un prozator foarte bun și cu un artist plastic foarte bun. Și într-adevăr, Marco Grosse, văd aici pe site, este alături de noi din februarie 2017 și din a doua lună a Literomaniei. Da. Ca să vezi, credeam că e puțin mai... Nu. Eu ținte că ne-a trimis. Și ne-a trimis și acum ținem legătura și vom avea în curând un nou text, mi-a promis, special scris pentru Literomania în engleză. Și recent a publicat o nouă carte de poeme pornind de la Richard Brautigan. Nu mai știu titlul foarte... Uite, nici eu nu mai știu, dar... Are numele poetului Brautigan în titlu, da, e în germană. Și mi-a promis că traduce în engleză câteva poeme ca să le putem publica biling, germană, engleză, în avanpremieră și pe Literomania. Uite, mi-amintește de demersul lui Andrei Mocuța, da, cu Biblioteca Brautigan, un alt colaborator de-al nostru, da, Andrei drag. Mocuța, un colaborator drag, care a scos două cărți superbe, pur și simplu, o carte de poeme. Astea mai recente, da, vrei să zici, că are mai multe cărți. Are mai multe, două cărți acum, recent, una de poeme dedicată tatălui, care este pur și simplu cutremurătoare și foarte tatăl bine scrisă. Care... A murit. Da, da. Și... Biblioteca Brautigan, un soi de experiment literar care pornește de la ideea lui Brautigan de a înființa o bibliotecă a refuzaților. A manuscriselor refuzate exact, de edituri. A manuscriselor refuzate de edituri. Este o carte splendidă. Docu-fiction, așa. Exact, docu-fiction. De la ceva real și pe urmă inventează, da, personaje, da, cărți. Și ca să încheiem această primă discuție spontană, improvizată și literară, aș dori să invităm pe ascultătorii, pe cititorii noștri, cititorii, acum sunt ascultători, dar să devină și cititorii noștri, să deschidă măcar săptămânal Literomania. Noi o încărcăm cu materiale noi sâmbătă dimineața, care stau pe site o săptămână, câteodată mai actualizăm dacă e ceva foarte stringent, să zicem, anunțuri sau noutăți sau ceva nou, exact. Ceva nou, mai putem încărca exact și în săptămână. Dar măcar o dată pe săptămână să ne citească, să ne dea un click pe www.literomania.com literomania.com Și la Andrei Mocuța, volumul de versuri se numește Portret al artistului după moarte, și spuneam că este un volum cutremurător dedicat tatălui Gheorghe Mocuța. Un poet și el foarte bun. Mai puteți descoperi foarte, foarte multe lucruri interesante în Literomania și în cel mai nou număr, numărul 216, în care, iată, Adina scrie și despre un film foarte fain, realizat de Edgar Morin, nu? Care a împlinit 100 de ani, da, în iulie 2021, și un film făcut cu Jean Rouch și care e un fel de manifest al ceea ce s-a numit cine verite, adică acel cinematograf la limita documentarului și care nu vrea să fie ficțiune, nu vrea să fie un scenar, artificiu, dar vrea să fie cât mai aproape de realitate, de viața cotidiană, de oamenii obișnuiți.
L-am văzut cu mare plăcere împreună, într-o seară pe Mubi, că mă gândeam da. Că poate din cauza că Edgar Morin a făcut 100 de ani e propus acest film. Nu știu, mă gândeam că plătesc Mubi degeaba, n-am mai văzut un film. Superb și cu interviuri cu oameni obișnuiți. Dar mi-ai spus că nu chiar obișnuiți. Deși două dintre fete au devenit figuri nouvelle vague, scenariste și producătoare și fotografe. Un film care începe cu întrebarea: sunteți fericit? Care e viața noastră de zi cu zi? Ce faceți dimineața când vă treziți? Foarte mulți au refuzat să răspundă la întrebare. Pe stradă, da. După aceea, cât au adunat un grup de inși care au fost de acord, i-au intervievat pe rând, i-au pus să interacționeze, au montat. E o întreagă poveste a acestui film, se găsește o parte și pe internet, că am căutat și eu. Da, da. Superb, actual, suntem oare și noi da, fericiți, încă este care actual. E viața noastră de zi cu zi. Probabil ce vrem fericirea să facem este viață. O problemă actuală tot timpul. Și viața de zi cu zi e o problemă actuală. Și mai actuală și ideea asta că poți oare să faci cinema verite, cadrele alea sunt ele reale, redau realitatea, nu cumva sunt tot niște decupaje, niște montaje, omul intervine într-un peste fel real cam și asta se întrebau și la s-au finalul întrebat. Filmului. Da, pentru că i-au adunat pe protagoniști da, și au pus da. Să vadă ei prima dată ce a ieșit din filmări, montajul și au pus să și discute între ei. Era da, prima discuție, era după prima aia discuție, urmează da. Celor care au văzut filmul. După aia nici le-a mai pasat ce mai spus alții. Da. Impresionant. Și n-am putut să mă întreb tot filmul, oare cine mai trăiește astăzi? În afară de Edgar Morin din filmul ăsta, erau unii mult mai tineri decât erau mult mai tineri. Și era cutremurător să te întreb, să te gândești că omul ăsta încă mai trăiește, era făcut în 61 acest film. Deci, dacă doriți să aflați mai multe secretul fericirii și al longevității. Secretul fericirii știm. Citiți Literomania și veți fi mai fericiți decât ați fi în mod obișnuit. Dar dacă vreți să aflați și despre film mai multe, vă recomand articolul al Adinei din acest număr al Literomaniei. Sunteți fericit sau cronica unei veri? Sine verite. Mulțumesc, Raul! Și mai trebuie să mai pomenim o colaborare importantă cu editura Seneca, o rubrică pe așa care este. Avem de un an de zile sau mai mult? Un an de zile. Cam de un an de pic. Zile, pastila de înțelepciune pe care o livrăm cititorilor săptămânal cu ajutorul editurii Seneca. Și care înseamnă citate din textele stoicilor care sunt exact. revalorificate într-un nou format grafic, vizual, sunt eliminate notele, exact, notele care n-ar interesa decât pe specialiști. Da, pentru un marele public da. Făcute textele să sună accesibil și cu o prezentare grafică foarte, foarte, foarte frumoasă, cu desene, cu o grafică ce să mai impresionantă, realizată de studenți de la Litere, dar și de graficieni deja consacrați, cu care editura Seneca... Studenți nu de la Litere, de la arte plastice, de la arte așa plastice. Scuze, eu am fost la Litere, da? Și eu. Dar iată, și noi colaborăm cu Seneca, numai cei de la arte plastice. Și avem aici texte din Epictet, din Seneca. Sunt unele texte chiar sunt inedite, unele dialoguri, texte filozofice ale lui Seneca. De asemenea, la această rubrică să nu uităm că am făcut și o serie de videoclipuri dedicate apariției cărții lui Donald Robertson, Cum să gândești ca un împărat roman, o carte filozofia stoica lui Marcus Aurelius. Exact, o carte dedicată filozofiei lui Marcus Aurelius. O carte în care poți afla foarte multe despre viața lui Marcus Aurelius, despre timpurile în care a trăit Marcus Aurelius, dar de asemenea poți afla foarte multe și despre tehnicile folosite de stoici, pentru că filozofia era o chestiune practică, da. O chestiune
nu de teorie, aplicată, cât de o chestiune aplicată și acum Donna Robertson, printre alții, încearcă să facă același lucru prin intermediul psihologiei. Combinate cu stoicism, psihologiei, da, psihologia cognitiv-comportamentală, care pornește oarecum de la principiile stoicilor, vechilor stoice. E o carte foarte interesantă și am întrebat da, eu am făcut niște mini-interviuri cu câțiva oameni foarte cunoscuți din lumea noastră culturală. Le-am pus trei întrebări pornind de la această carte și aplicată la pandemie, la epoca pe care o traversăm. Și putem să-i cum ne raportăm la criza asta teribilă, pandemică. Să-i și numim pe cei care au răspuns la aceste întrebări. Nona Rapotan, Simona Preda, Mihaela Dedoglu, îi pun într-o ordine aleatorie. Marius Constantinescu, Ioana Bâldea Constantinescu, Cosmin Perța. Și nu știu dacă am pomenit-o. Am pomenit-o, nu? Cosmin Perț ai spus. În orice caz veți avea parte de scurte pastile de înțelepciune. Video și pe care nu simpatice. Trebuie să le ratați. Și simpatice, dar și foarte profunde în același timp. Cumva poate chiar util. Da, și cumva poate foarte utile. Ei, și aș mai zice de un colaborator, oarecum, de Ionuț Manea, care la fel l-am publicat la rubrica de Flash Fiction. Da, ne-a trimis foarte multe texte, a fost foarte harnic și perseverent. A fost foarte harnic, Ionuț, da. Și a și debutat. Și a și debutat, exact. Să-i scriem texte de copertă și să-i facem și un clip. A debutat în 2021 cu un volum de proză, Confesiunile maestrului Păpușar, un volum de proză scurtă, dar care poate fi citit și ca un roman. Da, pentru că se plimbă personajele. Textele, da, comunică între ele. Și textele comunică între ele. Este din 2020. A fost una dintre surprizele foarte plăcute ale acestui an, descoperirea lui Ionuț Malea. Care a și fost publicat de o editură bună. Cunoscută. Foarte bună, Tracu Sarte, deci a făcut debutul o editură foarte bună, cu o carte foarte bună. Și ne bucurăm că a publicat pentru prima dată prozele apărute în volum la noi pe Litera Romania. Da. Cam asta a fost acest prim podcast al nostru, al Litera Romaniei. Promitem să revenim și cu alte podcasturi la un moment dat. Nu știu ce ritm vom avea, Adina. Da. Vom vedea. Asta am zis și eu. Da. Dar cel puțin am încercat și să sperăm că vom reveni cât de curând și în orice caz vom reveni cu videoclipuri. Să ne citiți la www.literomania.com, să ne urmăriți pagina de YouTube, poate ne dați și un like, avem nevoie de abonați. Poate vă veți abona la pagina, la canalul nostru YouTube. Și avem și Instagram și Facebook. Și Facebook și și Twitter chiar. Chiar și Twitter. Așa și vă că așteptăm cât mai des. Vă așteptăm alături de noi și vă mulțumim cât de că curând. Ne-ați citit și că ne-ați ascultat. Pe curând. Pe curând.